Neamul românesc este atât de bogat și de binecuvântat de Dumnezeu, dar mulți dintre noi nu cunoaștem toate frumusețile naturale ale României. Trebuie să știți că unul dintre cele trei poduri naturale din lume se află în Ponoarele, comună de lângă Baia de Aramă. Comuna Ponoarele, locul unde Dumnezeu, în strânsă comuniune cu natura, a lăsat cele mai frumoase locuri. Ca un leac pentru suflet, cele mai frumoase meleaguri ale acestei zone au devenit în timp atracții turistice ce atrag anual sute de oameni, nu doar din România, ci și din străinătate. Podul lui Dumnezeu, peștera Ponoarele, moara de lemn și pădurea de liliac sunt doar câteva locații de care turiștii veniți în comuna Ponoarele se pot bucura. Podul lui Dumnezeu din comuna Ponoarele, județul Mehedinț, este cel mai mare pod natural din România, al doilea ca mărime din Europa. De asemenea, acesta este singurul din lume deschis traficului rutier, inclusiv de mare tonaj. Podul lui Dumnezeu din Mehedinț are 30 de metri lungime, 13 metri lățime, 22 de metri înălțime și 9 metri grosime. Și este unicul pasaj natural rutier funcțional la nivel național, traversat de drumul județean 670 Baia de Aramă Drobeta Turnu Severin. Pentru prima dată la Ponoare? Nu, am mai fost. Ce ați apucat să vizitați și ce v-a plăcut cel mai mult? Păi obiectivul ăsta despre care se vorbește, podul lui Dumnezeu. E un fenomen natural rar și de asta e plăcut și vizitat. În rest n-am prea vizitat peșteri, lacul. Locul de o frumusețe extraordinară are legendele sale, iar una, cea care este și cea mai cunoscută, spune că în peștera de pe lângă pod locuia diavolul. Oamenii locului l-ar fi rugat pe Dumnezeu să-i scape de diavol, care se ascunsese în peșteră, iar divinitatea i-a ascultat și a lovit cu palma plafonul peșterii, care s-a surpat. Așa a luat naștere podul lui Dumnezeu. Toți bătrânii spun că diavolul a reușit să scape și încă le dă bătăi de cap. Dracul s-ar fi urcat apoi pe o stâncă ce îi poartă numele Stânca Dracului. Sunteți pentru prima dată în comuna Ponoarele? Da. Ce ați apucat să vizitați până acum și ce v-a plăcut cel mai mult? Podul lui Dumnezeu și lacul, din păcate, nu are apă. Lacul Zătonul Mare. Vin dinspre băile Herculane. Aveți un județ foarte frumos. Ce doriți să vizitați de acum înainte? Cât timp o să mai stați în zonă? Mergem la mausoleul lui Tudor Vladimirescu, după aceea spre comuna Polovraci, unde vrem să vizităm mănăstirea și peștera de la Polovraci. Moara de lemn este cea mai interesantă construcție de lemn de stejar și fag de pe teritoriul comunei Ponoarele. Potrivit reprezentanților primăriei Ponoarele, moara este utilizată și în prezent la măcinarea tradițională a grâului sau porumbului cu ajutorul apei. Acest obiectiv etnofolcloric a fost declarat monument istoric. Este pentru prima dată când ajungi în comuna Ponoarele? Da, este pentru prima dată când ajungem aici. Am căutat pe internet niște locuri de vizitat în județul Mehedinț și am găsit podul lui Dumnezeu. Am intrat la barul din comuna Ponoarele, unde am luat un ghid turistic, de unde se pot vedea mai multe obiective turistice din zona. Ce anume te-a impresionat cel mai mult în această zonă sau dacă poți să-mi faci un top al celor mai frumoase atracții turistice? Chiar aseară am ajuns la chipul lui Decebal, care cred eu că este cea mai frumoasă atracție turistică din județul Mehedinț. Sunt foarte multe locuri de vizitat în județul Mehedinț. Nu știu dacă pot să fac acum un top, dar pe primul loc l-aș pune pe chipul lui Decebal, al doilea, podul lui Dumnezeu, și cred că sunt și alte obiective care merită incluse în acest top. Ce anume poți să le spui telespectatorilor care se uită acum la noi în legătură cu această zonă? Le recomand să vină și ei să viziteze? Da, le recomand să vină nu doar în această zonă, ci le recomand să meargă în toată România, pentru că avem o țară extrem de frumoasă, așa cum o numesc și unii, este Grădina Maicii Domnului. Sper să se promoveze mai mult turismul, să vină cât mai mulți turiști români la noi în țară, pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți turiști străini. Ca și cum frumusețile de pe pământ nu ar fi fost suficiente, călătorul împătimit poate să coboare în adâncurile peșterii Ponoarele în imediata apropiere a podului. Ea are o lungime de 734 de metri și găzduiește o colonie de lilieci protejați prin lege. De asemenea, pentru cei mai îndrăgostiți,
Îndrăzneț există și o tiroliană care poate întregi tabloul unei vacanțe pe cinste. Iar după atâtea drumuri străbătute și cu inima plină de atâtea frumuseți, vă puteți reculege în bisericuța de sub stei pentru a porni cu forțe proaspete. Pentru mehedințul meu, Petronela Bârsilă.